Bun găsit, dragii mei! Sunt Manuela Hrăbor și mă bucur să ne revedem din nou în cadrul lecturilor găzduite de Teatrul Stella Popescu. Și astăzi am să vă citesc din același volum, Pământul Americanului, scris de Adrian Pintea. Timp de gândire, o viață. Nu mai știu ce să-ți spun, domnule Molière. Aș râde din tot sufletul, aplaudând reverențele tale malițioase în fața prostiei omenești, dar gura mi-e strepezită cumplit de gustul amar al lumii de azi. Nu mai pot trăi înfiorat de confidența discretă a stelelor, domnule Prevert. Desnou, Valerii, bătrânule, niciodată, bătrân Nichita. Nu mai pot răscumpăra cu sufletul liniștit și liniștindu-mă rușinea acestui cer nesigur care spânzură fioros deasupra secolului nostru. Din biblioteca mea vine un val de frig. Unde să te ascund, domnule Camus, Esenin, Byron, Eminescule al meu? Unde să vă găsesc un ungher liniștit în lumea asta dementă care își jignește oribil cerul? Din biblioteca mea vine un val de frig. Acolo unde se refugiau privirile senine ale învățaților și poeților lumii, bântuie secrete și amenințătoare încropiri de metal prețios. Prețios pentru cine? Cu siguranță nu pentru cărturarul meticulos și tandru cu pagina cărții, nu pentru îndrăgostiții complicați ai acestui secol complicat, nu pentru soldatul onest al pâinii zilnice. Nu, n-am acum, nu mai am ce să-ți spun, domnule Bulgakov, deși aș vrea să râd din tot sufletul la reverențele ironice pe care le faci distrugătoarei prostii omenești. Dar sufletul mi-e crispat de gustul amar al acestui secol fără scaun la cap. Post scriptum. Dați-mi timp de gândire să-mi adun speranțele de jos. Aud, îți dăm timp de gândire, o viață. Sper că v-a plăcut și lectura de astăzi. Vă îmbrățișez cu toată dragostea și abia aștept să ne revedem săptămâna viitoare.